Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, a organizat vineri 18 august Bursa Locurilor de Muncă pentru Refugiați, eveniment dedicat în special refugiaților ucraineni, dar nu numai. Suntem în plină desfășurare a bursei speciale pentru refugiați. Ne-am propus să acoperim deficitul de personal al angajatorilor din zona noastră, care este unul destul de important. Prezența angajatorilor a fost cea așteptată. Suntem încrezători că dacă ajutăm și noi persoanele ucrainene care doresc să se integreze pe piața muncii și le facilităm acest acces la interviu, se vor și angaja și până la urmă cred că vom reuși să îi ajutăm și pe cei care își caută un loc de muncă și pe angajatorii care au venit să îi angajeze și să le ofere posibilitatea de a se integra pe piața sucebeană a muncii. Au venit persoanele care sunt înregistrate în evidența noastră de la agenția din Suceava. Noi am anunțat și celelalte puncte de lucru, sunt drume refugiații către acest eveniment și văd că și participarea din partea ucrainenilor este una altfel decât a mai fost la bursa anterioară care am organizat-o pentru integrarea lor. Sunt mult mai interesați și suntem încrezători că cel puțin dacă nu au găsit un loc de muncă se pot înscrie la un curs de limba română și până la urmă un câștig din acest eveniment sperăm să-l contabilizăm la finalul bursei. Pentru a trece de bariera de limbaj, 52 de refugiați ucraineni au participat anterior bursei la cursuri de limba română. Angajatorii au avut disponibile posturi vacante în domeniile ospitalitate și alimentație publică, construcții, transporturi. Дякую за запитання. Я уявляю роботу, яка мені буде подобатися, і щоб вона була цікава, і щоб я могла її робити. Mulțumesc. Eu aș mi-aș dori o muncă pe care aș iubi-o. Mi-ar plăcea ceea ce fac și să fie cu condiții bune. În ce domeniu ați mai lucrat și cum ați vrea să fie acel loc de muncă aici la bursă sau pe piața muncii din Suceava? В якій сфері ви до цього працювали і тут ви в якій сфері хотіли бути працевлаштовані? До цього в Україні я працювала адміністратором та помічником бухгалтера. Але я розумію, що моє знання румунської мови не дозволить мені по професії тут працювати, тому я згодна працювати, наприклад, помічником повара або, можливо, в клінінг-компанії. În Ucraina am lucrat administrator și ajutor contabil, dar înțeleg că nivelul meu de limba română nu o să mă ajute să mă angajez aici în aceleași domenii și aici sunt gata să fiu angajată ca ajutor bucătar sau să fac curățenie, orice ce pot face.